Salutare și bine v-am regăsit la un nou story time, mă băieți, că tot mi-aș cerut story. Da, mă băieți, chiar vreau să vă fac un story time foarte, foarte șmecher. Mi-am adus aminte de frate și nu l-am postat până acum niciodată. Acum e prima oară, e premieră, bușesc și butonul de like acolo, să trimitem 30 de like-uri la acest clip. Lasă-mi un comentariu frumos dacă ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut, bineînțeles. Nu e obligatoriu să-ți placă, celor care ne plac o să ai vedere, nu contează. Și hai să-i dăm drumul, băieți, în seara asta nu o să facem live, doar premiera o să fie, cred că în seara asta sau mâine dimineață. Mă gândesc, cred că o să dau drumul premiera dimineață ca să vorbim frumos, bam, bam, să iasă frumos, bă, să iasă, juciuca. Da, băieți, bă, frate, când eram mai mici, aveam un vecin în bloc, Fadiu chema. Bă, și ce crezi, într-o seară, ce-mi vine mie? Seara, pula mea era zi, nu pot să zic că era seara, vorbesc că era. Era cam vreo 3-4 după amiază. Să ne ducem în spatele blocului, aveam un cireș în spatele blocului, știi? Și să ne ducem în spatele blocului să luăm niște cireșe, frate. Acum ce credem să facem? Ne ducem cu cație și plața. Ne ducem frumos, mamă, bai, eu băgam mai în semn, știi? Așa era când erai copil, poți, mulți care au generație mai veche știe cum să luau păpădușe, mere, astea, le băgai în sân și te dai jos din pom, că altfel aveai cum. Bă, și acum, mă, frățiorii mei, ce credeți, mă, frate? M-am urcat în pom pe la etajul 3, bă, etajul 3 era. Mă s-a stătea la 4, eu stăteam la 7, acum gândul meu, bă, ia, deștept ce eram, știi ce zic? Îi zic, băi, Fadi, mie mi-e cam sete. Vorbește și tu cu maică ta să ne ia o sticlă de apă jos. Zici și făcut, bineînțeles. Vine sticla de apă, știi? Până la 5 litri, direct așa, de la etaj, știi? Jum, direct ceva genul. Am prins-o într-un final. Și prin sticla, mamă, eu setilă, cum eram, aveau și beau. Acum asta îmi spune, bă, mai vreau niște cireșe, și eu, că na, vreau să o cucere, sau eram deja pe combinație, îmi plăcea de aia, pula mea chestia asta, știi? Eu acum ca să combin, păi ea mi-a zis, mai vreau niște cireșe. Păi nu-ți face fratele tău poftă, ești nebun ăla, că mă urc în pom înapoi. M-am urcat frățiorii mei înapoi în pom la etajul 3. Bă, frate, bă, și simțeam că mă borbolosea ceva acum. Bă, ce aia, mă, nu cred așa ceva. Bă, nu cred. Zic, nu, simt să cred că e ceva o minciună. Bă, mânca vă și pula voastră. Băi, să n-apuc ziua de mâine. Dacă voi minți cu ceva, ești nebun la cap. Mă așa fie la fără. Mamă, zic, stai să iau o cireașă, un drac. Iau o cireașă, mai bag una, mai bag. Bă, frate. La un moment dat, simțeam că mi-e se. Stai că mă cred pe mine. Eu acum, de sus din pom, o stric pe aia. Fadi. Aia, da. Ce ai pățit? Ai pățit ceva? Eu zic, n-am pățit nimic, dar cred că o să pățesc cât de curând. Iar ce? Zic, pleacă că mi se întâmplă ceva urât, așa, exact așa. Bă, și când ne întâlneam pe scări, pe unde ne întâlneam, ne dădeam cu lac în faza aia, ești la cap. Aia, atică, mă întreba. Zic, pleacă, mă, e un pic, 10 minute, te fă o tură. Cum mi se întâmplă ceva urât? Bă, mă, cava și pula asta. Tu stai pe pantaloni jos, știi? Nu mai puteam să mă despar la pantaloni, ești nebun, bă, nu mai puteam să mă despar la pantaloni. Zic, gata, scap pe mine, să-mi bag plac, mamă, mă fac și de căcau, mă fac și de asta. Zic, întoarce-te măcar cu spatele dacă nu vrei să pleci. Bine, hai că mă întorc cu spatele. Bă, mă, capa și pula voastră, s-a întors cu spatele. Dă, frate, repede, pantaloni jos, bam, m-am îmbrăcat. Și dă-i drumul, mâncați și pula ta. Acum, frate, ce credeți, frățiorii mei? Prin spate, pe acolo, pe la noi, trecea unul. Pam, frumos. Pleașca de căcat pe lângă el, mă, mâncava și pula voastră. Să uită în sus. M-a lăsat capul jos și a plecat. Mamă, încoie, știi cum era? Bă, ești prost. Și aia jos era, poate, te raste ca și pe ala, pula mea! Ce pula mea, că nu mai puteam, ești nebun, ai nebun, ești și tu. Cu ce credeți că m-am șters cu aia la curi, ești nebun? Mă jur, frate, cred să ne uite, mă jur, deci nu pun nimic așa. Bă, băiat, m-am șters cu frunze la cur, mă mâncava și talentul vostru. Bă, frate, de atunci am zis, orice combinație aș face, încerc să o fac fără apă, cu aia, orice aș mânca, orice aș bea, ești nebun. E nașpa, adică dacă ăla și boborosește în tine, e teroare, frate.
Bă, și cam atât cu story time, vă sper că vă place și apreciați munca mea care o fac pentru voi și că sunteți niște o comunitate unită și bușiți butonul de like chiar acum, frumos. Și dacă nu știu abonați și dai un subscribe acum imediat. Și sper să ne vedem cât de curând, adică mâine, vineri, o să fiu plecat la mare, sâmbătă, duminică, luni. Cred că o să ne vedem cu un vlog de la mare, frate, de la mare, plecă la mare, bobita, aveți, plecă la mare. Da, mă, băiți, o să plecăm la mare, frate, o să facem un show frumos pe acolo, nu știu unde ne ducem, în Mamaia, nu știu, ne-am gândit încă, cred că ne ducem prin Bulgaria, nu avem idee în moment, da? Dar o să fiu plecat la mare, o să facem și un vlog de acolo, sper să vă placă ce am făcut eu acum și munca mea să o apreciez, că e ora 18 noaptea când filmez vlogul ăsta și sper să-l spală în seara asta sau mâine cel târziu. Și dacă îți place, nu uitați să lași un comentariu chiar acum ajuns acolo să scrii orice vrei tu, nu contează și dacă apreciez munca mea. Așa că să fii cu minte până data viitoare, să fii cu minte, cu minte, cum spun eu, cu minte. Pa!